Eu aștept aici cu minte să mi se ghete sarmalile, să bag vreo 20 în mine, că ca bacale bat eu, minim 20 dintr-un foc, așa e. Amu, sincer, ce poate fi mai bun decât sarmalile pe planeta asta? Nimic! Na, în oală am pus varză tetă mărunt, am pus kaiser, cărnați și un pic de mărar și cimbru. Ioi, ce bine arată! Și bineînțeles că am pus și un pic de șoric! Titi, ce bei acolo? Dragii mei, dacă vă trebuie rețeta a la Ramona Zia din Sarmale, scrieți acolo în coment, că atunci o vă lăs tot în coment rețeta, așa cum se face. Bine? Din ale moroșenești, adevărate. Baby, câte sarmali bagi în tine? Nu, mă? Da. A, mă bagă cât o muiere adevărată, 20, mă. 5, nu, mama, pe acele nici pomăsai nu-mi nis. Să bag vă 20 în mine, că cam acolo bat eu. Minim 20 dintr-un foc, așa e. Am o 5 doar de gustărită. No, uitați-vă acolo, ia. Stai să suflu pe aburește. Mm. Păi e capul meu, bă. Eu nu dau este pe nimic în lume, deja, bă. N-a zis ceva. Frige. E bună? Neam, neam. Știți ce zice titi tot timpul către mine când fac sarmale așa? Tu iară bași 20 în tine și iară chemnir că ți mare bengheu. Amă, baby, du-te tu să fac șorezul cel la mexican, amu. Eu nu mă duc de lângă sarmale, dacă-mi fură careva ala cu sarmale. Apoi eu și mor de-mi fură careva ala cu sarmale.